Bine ne-am regăsit la o nouă oră de geografie la clasa a șaptea. Vom discuta despre un nou continent. Este cel mai întins continent pe glob și cu cea mai numeroasă populație. Acesta este Asia. Vom descoperi, mai exact, poziția geografică și limitele sale. Poziția geografică a Asiei. Dacă analizăm cu atenție această imagine a Pământului, observăm acest cerc îngroșat, ce poartă denumirea de ecuator. Acesta este cercul ce înconjoară Terra și îl împarte în două emisfere egale, emisfera nordică, respectiv emisfera sudică. Continentul Asia este acesta. Dacă mișcăm un pic de Pământ, vom observa poziția acestui continent. Față de ecuator, putem observa faptul că avem o porțiune, un ansamblu de insule, ce coboară în emisfera sudică, dar cea mai mare parte a teritoriului acestui continent este localizat în emisfera nordică. Deci față de ecuator, continentul Asia este poziționat atât în emisfera nordică, cât și în emisfera sudică. Față de meridianul de 0 grade, dacă rotim un pic de Pământ, vom observa că acesta este meridianul de 0 grade sau meridianul Greenwich, care trece prin Europa. Însă, am învățat anul școlar anterior că Europa se învecinează în partea estică cu continentul Asia și, în clasa a 5-a, faptul că meridianul de 0 este semicercul ce unește cei doi poli și împarte Pământul în alte două emisfere egale, emisfera estică, respectiv emisfera vestică. O emisferă se întinde de la meridianul de 0 până la meridianul de 180 de grade, care reprezintă antimeridian. Deci, această zonă întreagă reprezintă emisfera estică. Însă, dacă rotim un pic Pământul, vom observa că avem o mică porțiune ce depășește acest meridian de 180 de grade. Asta înseamnă că acest continent este localizat în cea mai mare parte în emisfera estică față de meridianul de 0 grade, dar are și o mică porțiune în emisfera vestică. În concluzie, continentul Asia este localizat în toate cele patru emisfere. Limitele Asiei le stabilim în funcție de punctele cardinale, nord, sud, est și vest, și în raport cu continentul anterior studiat, adică Europa. Astfel, limita nordică este reprezentată de Oceanul Arctic. Limita sudică este reprezentată de Oceanul Indian. Limita estică este dată de Oceanul Pacific. Limita vestică este o limită mai complexă, formată dintr-un ansamblu de elemente geografice. Se învecinează astfel cu continentul Europa. Limita naturală dintre cele două este dată de Munții Ural, Fluviul Ural, Marea Caspică, Munții Caucaz, Marea Neagră, Strâmtoarea Bosfor, Marea Marmara, Strâmtoarea Dardanele, Marea Egee și Marea Mediterană. Tot în partea vestică se învecinează și cu Africa. Limita naturală dintre cele două este dată de Canalul Suez, Marea Roșie, Strâmtoarea Bab el-Mandeb, Golful Aden. V-am pregătit un mic exercițiu. Să exersăm și să învățăm. Pe baza hărții mute, identificați oceanele de la limita acestui continent și continentele cu care acesta se învecinează în partea vestică. Precizați poziția geografică a continentului pe glob. Succes!